Ah, she pick up part two. Ce mai am reasă? Da, da, da. Știi care e originalul de prăjală la mic, nu? Nu cred. Hai mai Octavia Rundeță, nu știu nimic. Puiul și mai pește. Nu știu pește. Hai, ca să fii puiul plăcinta. Oh, oh, să te nu mai trece nimic, să mai duc să pană. Pană? Puiul plăcinta de la mare, de 2 luni. Se face nu, 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 nu mai vrem alipioare, nu mai mâncăm. Se face scârbă. Nu mai alipioare, e mișul. Mamă, dacă sarea mea aici, ne-am bătut joc de corpurile noastre. Are you listening? Damn. O văd, mă? Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom face o comparație între McDonald's și KFC. Sunt alături de verișoara mea, Mălina. Bună! Ne apucăm să desfacem astea acum, să vă arătăm ce am cumpărat. Am cumpărat lucruri asemănătoare, atât de la KFC cât și de la McDonald's, ca să putem să facem o comparație cât mai reală. Mamă, câte sunt! Aia de la KFC nu știa ce e filet burger. Și l-am arătat fanul, însă ăsta e. Și avem aici pentru că se topesc. Și vom începe cu desertul prima dată. Dar să vă spun repede ce am cumpărat și ce vom compara. Ce comparație vom face. Deci prima și prima dată, totalul de la McDonald's este de 81 de lei și 70 de bani. Iar de la KFC de 90 de lei și 90 de bani. Un pic mai scump la KFC. Bun, hai să începem cu prima dată cu ăstea, să nu se tocasă. Asta... Eu vreau să te trimit un poze cu toată masa asta. Da, fă-i poze. Mamă, uite când s-a făcut asta de la Mac, s-a făcut drăguță. Deci, cartofi. Așa, așa, așa. Stai că nu te-am prins toată, de ceva să mești. Mmm. Mmm, e bună. Da? Mhm. Uh-huh. E vreo de cartofi. Asta e de la Mac, uite ce rost a copit. Asta de la KFC vă crezi mai bine. Și mult mai tare. Poate ți-ai dat făcut că nu te spune toată mine. Mi-a făcut o ultima. Au, bine. Vezi și tot cam asta. Dă-mi o cartă. Ce mai bun? Ce mai bun? Pe bune tu mănânci cartă? Nu. Hai să le testez. Nu te nemică. Mm. Da. Chiar, au același nume, înghițatele. Parcă nu mai dulce. Un pic mai dulce, nu foarte mult. Te mănânc cu cartofi, dacă putea să care mai dulce. Crezi că ești tu aici? Da, nu mai dulce asta. Nu? Mhm. Pentru mai dulce. Și asta are gust de altceva. Nu e așa comun. Mhm. Mamă, nu m-am mâncat înghițată de 200 ani. Da, bun la mine, clasica. Mhm. Da, și mie mi se pare. Congelator. Sau? Congelator. Frigider night. Mă de-aia le țin cu perioada afară. Frigiderul meu e afară, cu balcon. Și că vorbeam ce am ieșit. Da, să știi. Hai, încearcă cu cartofi. Mamă, cartofi? Cartofi de la Mec sau de la Chips? De la Mec, cum de tot de la Mec, adică. Doamne, n-am mâncat în viața mea. Nu-ți place? Nu-mi place mult. Mama! Ce-am zis de ăsta? Ce să dai la de usturoi? N-am mâncat ce-am zis de ăsta. N-ai mâncat? Premieră? Da. Nu mă prezoasem. Bagă! Așa. E dur așa. Nu-și chem. Iau și înghițatele astea, da? Nu, ăsta e. E ce mai tare? Ăsta e ce trebuie, ăsta nu-i ce trebuie. Hai să vedem. Și care sunt mai buni cartofii? Prima dată vreau să gust simpli. Mecar. Mamă, și-ați rip și la chestii. Ce așa la mic? I-am pus un lichid înghețată. Bă, sunt bognă. Mecar, măsărat, nu au gust. Mult mai bun. Ținem împreună.
Nu poți să iei totul ăla de acolo, că nu poți pui cartofi. Asta o păstrez pentru sandwich-uri. Sau? Stai cu care vrei să începe? Stai așa, că ne-am de cartofi eu. Nu te-am să pui într-o cutie din ziua, știi, într-un copac. Acum să gustăm și cu ăsta. Cât de n-aș porfi cartofii ăștia cu sosul, sunt super. Da, parcă și așa proști când se întâlnesc cu sosul. Doar dacă mănânc cartofi de la KFC, cu sos de la Mac. Nu mâncai acum de la Mac, cartofi de la Mac, cu sos de la KFC. Prost. Nu prea mergea? Asta e prost. A, ăsta nu-ți place? Vrei să? Nu știu, dar nu-ți acum. Păi așa, prima dată luăm de la KFC cartofi. Să vedem cu sosul de la Mac. Cartofi de la KFC cu sos de la Mac. E sosul ciudat. Da, e foarte tare. Are un gust așa, sintetic de usturoi. Deci că e usturoi de la care am colțit. Parcă are și bucățile, nu știu. Da, mamă, ce tare. Dar cartofii de la Mac merg cu sosul de la KFC? Da, pe asta combinația fatală. Da? Ia să... Așa luăm un cam, de la Mac și sosul de la KFC. Ce faci, te saturi din cartofii? Tu, dar trebuie să mai mănânc un pic. Că după aia nu mai sunt. Da, sosul ăsta e genial, de la KFC. Și el vă nu pe pâine asta. Da? Mm-hmm. Merge în orice. Hai să începem cu ăsta aici. Sau cu hamburgerii, că se răcesc. Sau cu refurile acelea. Sau cu refurile, da. Și unde e celălalt? Twister-ul. Nu cred, așa mic e ăsta? Nu e foarte mic. Bine, e micuț. Puțitul, ia până la să punem și ăsta aici. Bun. Și acum trebuie să le tăiem, să le împărțim, că n-am luat câte două din fiecare, n-avea sens. E mult prea multă mâncare aici. Adică astea încă mai sunt calde, e bine. Dacă vi se răcește mâncarea de la Mex sau de la KFC, am spus-o, nu mai bună de nimic. 15 minute are termen de valabilitate. 15? Am un prieten care a lucrat acolo. Wow, nu știam. Hai, Mani, ia... Care vrei să încep? Așa? Bă, arătă-mi. Farfuria mea aproape, să ai și tot farfuria acolo. Hai, de. 3, 2. Pe ăsta l-am încercat. Mă rog. Pe ăla nu l-am încercat. Pe ăla nu știu. Asta e bun. E picant. Da, e un picant. Și cam sec așa. Nu mă dă pe spate. Dar sunt ele, de la altul, vezi pe la ce se cheie. Deși n-am mai mâncat de mult fast food, nu mă dă pe spate. N-am pierdut nimic. Are pe alea acum, o să-ți pierde pe spate. Mă mulțumesc pe ceva de mă să-i mă pe foc. Haide, pe care îl încerci, pe alea mic sau de la chestie. Arată super asta. Da, și cred. Păi a fost mai ieftin Mac-ul, per total. Ăsta. Ăsta se pare, nu știu, vechi. Dar arată bine. Hai, iar și după ăsta. Iar pe ăla, mai mare, nu știu. Megrepul e mult mai suculent. De la cașcaval ăsta le-ai pus ăla. Dar e bun din persoană. E chestia ăsta de blinde, de nachos. Nu? Da, și ca să vedeți asta aduce așa, nu știu, să zic. Nu știu ce aduce. Fresh. Dar nu mi-a aduce la... Ia-mă de aici. Care îți place mai mult? Asta minte cu drala de aici. Mai bun, nu? Wow. Hai să vedem cât e scorul până acum. La sosuri, cine a câștigat? Chiar știu, da? N-a avut nicio șansă. Mac-ul. Deci 1-0 pentru KFC. După aia ce am gustat? Cartofii. Mac. Mac, clar. 1-1. Și înghețata.
Mi-e clar, doi nu. Sunt ca porcul. M-am făcut ca prucerul la gură. Deci la înghețate... hai să zicem că sunt cam la fel acolo, că sunt bune amândouă, adică... Da. Nu pot să spui că nu sunt bune. Dar... gen, dacă ai în fracoare să știm ce era să mă de unde. Da, exact. Și mai e cu astea. Care este la bun de genul. Nu? Păi eu... ce tragi cu urmă? Păi dar l-am trecut la reviză și l-am putat. Un punct la capul de chestii, un punct la capul de amec. Nu, da. După aia 2-2 cu înghițatele. Da, 3-2. Eu pusem 2-1 gen reviză, nu a fost. Deci 3-2. Dar știu-te bine. Nu? Nu, nu, ăsta a fost super, deci McGrath cu super tare, hai să vedem cât a costat. N-am mâncat în viața mea McGrath. Ea e foarte bun. Unde mă, frate? Bă, nu mi-a băgat. McChicken meniu, sos de usturoi. McChicken... ah, McGrath meniu. 20 de lei. Mame, eu te rog, ce a fost, cred că nu mi-ai ieșit cum mi-ai ieșit. Așa că ai cum am făcut? Nu, mă închez. La așa ceva. Ce sunt o spire gustață? Stai să mănânci de la picante, adevărate. Vrei și ruțele? Cum ai ciorul? Cum o să mai fac? Mamă, ce știu cum e foc. Hai să gustăm sucul atunci. Mec. Mec, prima dată, ia. Da. Știi ce e prost la KFC? Deci sucul de la KFC cu paie de la Mickey Bombă, dar cu paie ăsta de la KFC, un căcat. Da, dar la rămâne de carton, tu dacă îl știi 5 minute, papă să arunci. Bă, parcă e mai acidulat ăsta la KFC. Mai rece, mai acidulat, nu știu. Să mai gustăm. Asta e mai dulce, de la mine. Dar e mai cald și nu pare așa mult acid. Oricum, cea mai bună cola e cola la 0,25. Da, sticlă de sticlă. La ciop, da. Nu mi-a bună la KFC. Mai bun, nu? E și mai rece și mai acidulat, este? Da, au pus la puțin apă în el. Da. Pe le duează ăștia cu apă de... Nu mai pun gheață, că nu mai au voi. Da? Da, s-au găsit nu știu ce virus. Ah, le-au găsit aparatele murdare de gheață. Și de-aia. Și aveau nu știu câte de alea. Bacterii, geni, patogenii, picioare, chestii verzi, mai la tot. Sper să nu murim dracu de la challenge-ul ăsta, de la comparația asta. Cât e scorul până acum? 3-2, am trecut 2 secunde. Ah, și sucul. Și sucul, da. Sucul de la KFC, 3 egal. Da, 3-3. Ți-i strâng scorul. Așa, deci mi-am cumpărat lucruri asemănătoare, să știți, și salatele. Și eu, m-am transferat. Hai să mâncăm mai puțin acolo. Putem să le terminăm pe toate. Aici avem aripioarele de la Mac. Hai să terminăm cu fileurile. Hai, să știam că mai sunt calde. Sau sandwich-urile, să nu se răcească. Și fileurile. Eu ba, zic nu, s-au răcit. Fileurile, că e la solea că se răcesc. Ține? Să spunem? Și eu desfac chicken McNuggets. Deci McNuggets versus file o bites. Bine, asta e carne, carne, aia e o pastă, nu știu ce. Când o să ne facem? Cum? Când o să ne facem mai multe. Deși nuggets-ul e găsit pe copilărie aici. Eu nu prea... da. Nu? Nu prea păi pus cu mea. Dar mai pun-o de la colegi. Ia un nugget aici. Și ce s-o stă la nugget ăștia? Nu știu. Usturoi. Da? Hai să bagi. Bagă cu sosul de usturoi. Sau nu, hai să gustăm simplu. Da. Am pus să o sucem. Mm. Cred că le-a 15 minute. De aia trebuie să ne grăbim. Dacă se răcesc, nu am ținut. Mai e bun, da. E bun. Dar nu sunt familiarizat cu gustul. Cred că e prima dată când mănânc. Nu cred. Nu am făcut nuggets? Nu cred. Bine, fierbinți au tot altă chestie. Sunt cu Big Mac-ul și cu Big Tasty. Și cu testi și cu ăla, dublu cheeseburger. Voi ăștia mare. Exact. Mm.
Bă, zice, nu mi-a cumpărat niciodată jeans cu pula mea, că sunt cumpărat cu pula mea, niciodată. Dar, cumpărat de pe acolo aici când era mică. Și acum hai să vedem și Leo Biles. Wow, ce mari sunt. Să mulțumesc. Biles? Da. Bag direct cu sos. Eu. Mult mai suculent. Din prima. Atât am. Nu știu așa de uscat. Nu te-am niște condimente pe aici prin crusta asta. Piper. Ca la Cristi. Da. Mama, vreau să scris Cristi în care nu mai văd. Nu știu să ne picăm. Dar altceva. Da. Nu e flavor. Mult mai suculent. Dar e pasta așa. Da, gust mult mai puternic de carne și de pui. Te simți de... Deci câte scorul mărina? 4-3. Da, pentru chestii. Bă, dar mai pot. Până aici mă simt. De fapt, nu, până aici mă simt. Am un pic și ajunge până aici. Sunt de stea. Aoleu, mă sor. Nu? Ce mă dat? Premier. Mai dar care e diferența între crispy și filet bai? Că e același lucru, același lucru, același tot. Ah, asta e picant, așa picant, nu? Nu, că există și crispy. Care e diferența? Nu e asta mai light. Nu e așa picant. Are decât un pic piper. Are niște puncte negre. Dar nu are... nu are usturimea aia. Asta zic, dar există și crispy-uri de picante. Da? Da. Are crusta mai puternică, oricum. Sau cu picante. Asta nu are fulgia de... în crustă, zic, fulge de porumb. A, de așa. Da, aia sunt mai mari, mai... Te-ați mai grosă modul, așa. Mm-hmm. Aici, ce avem, mă? Ce e ăsta? Mexican? Da, mamă, ce mică. Eu am mâncat pe acolo, da. Am mâncat ceva. Mamă, ce diferență! Uite ce diferență de cutie prima dată. Nu mai mare KFC, mă. What? De ce nu e rotund? Nu, uitam și eu. Hai să le tem. Hai să le tem. Ar trebui, ar trebui să fie nepicant, nu? Cred. Depinde cum le-a cerut. Păi fileul e nepicant, zingă nepicant, nu-i? Probabil, dar cred că poți să pșeri. Nepicant, picant. Probabil. Eu spun slăbirea mâinii, nu sunt cu fast food-urile. Hai de ia de aici, a? Nu e de tot. Am început și noi diet mood, gen cu astea și pe la salată la urmă. Ia. Gen, și așa mai poți să le mănânci tu? Da. Dar nu mai pot să mănânc de acum. Trebuie să mă forțez tare. Nu cred. Și hai să vedem. Mă rog, ăsta e KFC-ul, fii atent. 4-3 pentru KFC până acum. Bine că mi-ai carne. Nu-i picat, nu? Normal un sos. Nu știu, e ușor sosul ăsta. E bun. E sosul ăla din crispy care îmi place mie. Da. Acela sos e și în crispy sandwich. Hama! Așa că s-a nicapat, uite cum se... Noroc, McDonald's. Nu e bun acum. Nu știu pe covor nou. Pe pantaloni. N-are nimic. Vrei? Da, vreau. Nu știu ce să zic. Mie îmi place ăsta de la ei, în general, puiul. De mai cu sos, așa, băi. Da, tu ce notezi? Cum ai zice? Da, așa. Tot așa o remiză? Nu sunt cine știe ce amândouă, nu? Ai prefera un burger. Dublu cheese. Nu știu, ăsta la chestii mai condimentat, mai nu știu. Îmi dau serva cu sos. Greu. Eu le dau remiză la astea două. Nu mă încântă niciunul, adică... Nu mi le-aș mai comanda. Da, da. Vezi, de-aia mi-am luat niciodată. Cât era scorul? 4-3 pentru KFC. Băgăm o remiză și aici.
5-4, da, tot pentru KFC. În continuare, KFC-ul e în avantaj. Hai să mergem la aripioare! Chiar crezi că mai are rost la aripioare? Le iau un popoare din ăsta. Măcar nu au opțiunea să ți dea fără un singur os. Uite, a fost și cu două. Am uitat să ce. Mă rog. La mic nu există opțiunea asta. Pentru că eu am un stil foarte ciudat de a remunca. Eu le dau asta jos. Cum să dai aia jos? Da. Nu gustă și cu aia. Nu am picante. Da? Mhm. Se simte că e grea. Nu tu le-ai dat. Nu-mi place la gust așa, nu știu. Nu știu. Ce s-a făcut în casă. Mă, dar ce picante sunt. Da. Te ia după aia rău. Și are piorele de la KFC. O să pun? Nu știu, are piorele, bă, bani. Parcă e altceva, nu? Da, se rește. Hai să dăm, noroc. KFC-ul. What? Cu vene și cu drea. Bă, dar nu stii că am de la KFC? Bă, da, sunt picat de mult. Da? Da. Ce zice că nu mai merge des? Se simte mult mai rău gustul de carne. Nu mai puternic. Da. Nu știu cum să mă uit la mă, nu știu. Am luat din partea asta și mi-am dat așa un gust din aia. Mi-am spus, nu, asta, de pui. De pui de răsusor așa. Bă, surprinzător, eu prefer Mac-ul. Nu cred. Sunt mort. Oh-oh, cred că eu nu mai prefer nimic, că mai lăs o pană. Pană? Un full, frate, de la mare, de spui de două luni, nu. Se nu, face nu, 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 nu mai vrem aripioare, nu mai mâncăm. Se face scurt. Nu vrem aripioara, eu îmi termin sandwich-ul. Mamă. Și la aripioare ce nu te dăm până la urmă? Minus în ei. Uite aici. Mac, KFC. Urmă de la KFC sunt mai bune, dar trebuie să le mănânc cu ochii închiși, ca să-mi pierde pulgi. Mai mult doară. La asta nu se simte puiul ăla, gustul ăla de pui, așa. Se simte aia în prăjara. Și de-aia cred că îmi place. Știi care e ordinea de prăjara la mic, nu? Nu cred. N-ai mai luat avion unde trebuie, nu știu nimic. Puiul și mai pește, nu cum e pește. Dai. Catofi, puiul, plăcinta. Bă, dacă am mâncat un sos, un meniu cu aripioare, nu le stai mult aripioare. Și când mănânc, nu mai găsesc acum. Păi și ce ți-ai de la KFC de ce? Crispy. Sandwich? Sandwich sau crispy strips. Crispy am început și eu. De la de 5, de 9. Când am apărut în România. După aia, m-am dat pe asta, pe box. Pe smart name, pardon. Bă, nu știu ce note să dau aici, la aripioare. 5-4 pentru KFC până acum. Astea de la KFC sunt mai crocante, ce-i drept. Astea de la Mac... mai grase. Da, și de la Mac sunt un pic mai grase. Nu știu cât de poți mânca de la Mac. Clar nu poți să mănânci un menu întreg. Da. Dacă dăm punctul la KFC, se face... Cât se face? 6-4 pentru KFC. Nu știu, care ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut Mac-ul mai mult. La gust. Ca și gust, așa, nu știu. V-am zis, când am gustat din ăsta, am simțit gustul ăla de la de pui, de rotisor, când am gustat de la KFC. Și nu prea am experiențe plăcute cu puiul de la rotisor. Aici avem salatele. Wow! E mult mai mare. Și mult mai multe chestii. Da, e mult mai mare. Toate au fost mai mari parte de la KFC. Și sandwich-urile, și față de McChicken am fost mai mare. Aripioarele, nu știu, că nu am văzut. Și rap-ul. Rap-ul a fost mai mare, rap-ul de la... Nu, de la Mac. Da, de la Mac? Uh-huh. A, de la Mac, da, nu de la KFC. Da, da, așa. Cine mai mănâncă fratele de astea? Da, da. Mai punem sosurile peste? Da. Hai să le punem. Ia, pune aici, da. KFC și o pun la Mac. Eu vreau să pun aripioara asta undeva, cu-i pe sus. Mai văzut. Și vreau să pun. Pune așa peste carnea asta.
Ca să fii capabil să o mesti schemă de aia. Da, așa se face? Mhm, să tai pui. Vezi cine vorbim ca salate. Ah, și pui capacul. Și o mesti. Ce am ia să fie? Da, da. Și merge și la KFC la fel? Da. Am pierdut puiul. E așa puțin că... Am pierdut puiul, frate. Cred că a zburat de aici. Ăla cu aripi. Nu știu pe unde zbura. Da. Shake it, shake it. Gen, faci și mișcare când o pui. Da. Mamă, dacă sare aia pe aici, că mor. De cumărașul nou. Uite, avem și cașcaval acesta. Parmezan. Parmezan. Crutoane, verzituri. Asta nu are crutoane. Cum sunt crutoane de asta? Asta nu are crutoane, dar are porumb. Și castraveți. Tăiați cu barda. Nu-ți plac castraveții? Nu. Pare că-mi pare, dar nu știu să mă rog, mi-e rog de aici. Mm, carne bună. Mm. Carne bună din asta. Păi carne file baixo, asta. Și la aia e carne de Mexican. Mexican, da. Îmi gustă salată, nu carne. Wow! O să fie mult mai rece salata. Asta mi-e caldă. Da? Mm-hmm. Puiul e mai cald, mai... E foarte rece puiul ăsta. Îmi place mai mult puiul, ia gustă puiul ăsta, te rog eu. Eu n-am mușcat eu, n-au pe aia asta. Deci să vezi că stai mai cald și mai bun, știi? Băițul ăsta fiind rece... Nu mai pot. S-a dus dracu dieta mea. Are gust, are condimente, ce-o? Da? Mm-hmm. Și nu e bun? Da. Mai moale, mai cald, mai... mai gustos. Salata de la KFC e bună cu pulberea. Are mai multe chestii. Hai să vedem cât a costat. Unde e mă salata? Salata Caesar, 1 parmigiano, 15 lei 70. Mm-hmm. Nu trebuie să mergi, dar cu 15 lei poți să ții o salată la restaurant. Da. De fapt, depinde de ce restaurant. Da, na. Dacă vrei să mâncați mai sănătos, e ok. Și asta câte? 18? Ia să vedem. Salata de la KFC costă 18,90. 19. A, e mai mare, deci mai scump. Deci mai scump cu 4 lei aproape. Oricum, dacă vrei să mâncați fast food, nu cred că are nimeni poftă de salată, nu? Când vrei să-ți faci o poftă cu un fast food, îți iei un meniu de aripioare, un twister din asta, cartofi, iar ne-am bătut joc de corpurile noastre. Cine ce pare cel mai rău de aici? Ha? De twister-ul ăla. Care? Ăsta, la altul. Ah, ăsta, nu l-ai mâncat? N-ai putut. Era de la Mac? Mie nu-mi pare rău. Asta este, a câștigat becul. Dăm scorul final acum la salată. Era 6-4 pentru KFC. Acum ar fi decisiv, nu mai contează. Da, da, a câștigat KFC-ul. Pe hamburgeri, parcă tot Mac e mai bun. Aia de vită, dulu, cheeseburgerul. Da, nu știu cum să faci un hamburger din puie, așa. Big Tasty, iar. Ia Tasty-ul nu-mi place, Robert e cu Tasty-ul. E scârbos, nu? Așa mai greu. Nu prea scârbos, are un sos de el. Da, scârbos, are un sos scârbos. Care miroase a... de asta, a... cum zice? Arsură. Da, de fân, nu știu cum să zic. Barbecue, ăla barbecue, dulceac așa. Da, nu știu, oribil. Dulce afumat. Ăla afumat, nu știu, cu răstoriu, nu pot să mănânc așa. Da, sosul barbecue. Și l-au băgat și în... cheese... Smelt. Nu, la mine. A, la mine? Ce mișoară mic, de exemplu, că combo de Tasty. Ah, da, Tasty Cheese. Tasty, da, Tasty. Păi da, o asus de la Tasty, la Tasty. Bun, fraților, cam atât pentru acest clip. Ne-am bătut joc de corpurile noastre suficient pentru seara aceasta. O să-mi ajungă, cred că, pentru toată luna. Nu sunt atât de încântat cum eram la începutul clipului, pentru că, nu știu, efectiv, nu prea simt așa, nu am simțit o plăcere extraordinar de mare, să zic. La început, mi-era foame, într-adevăr, am cartofi. 20 de ani. Da, dar astea salatele, am terminat cu salatele, cu... zic, cu
aripioarele astea așa mai scârboase, mi-a venit așa un pic greață, simt. Am mâncat și foarte mult oricum. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să pușiți butonul de like, să dați un share pe Facebook și să vă abonați pentru că urmează o grămadă de clipuri de genul acesta. Fiți singur ochii pe canalul Miere TV pentru că postez în fiecare duminică și clipuri cu slăbirea mea. Sper să nu mi afecteze foarte, foarte mult slăbirea și să revin până duminica viitoare. Așa că dacă sunteți curioși câte kilograme reușesc să slăbesc sau dacă reușesc să slăbesc până săptămâna viitoare, eu sunt Otto, până data viitoare, ciao! Sau stai că trebuie să zici tu. Salut. Ea este Mălina. Da. Vă salutăm. Ciao. Masa asta, ca după război. Ma. Hai nebea să le aruncăm, că nu mai pot. Sau să le dăm cuiva, nu știu, hai să chemăm pe cineva. Mi-e rău, frate, chiar mai pot să-i mă duci.